Patru tineri au scăpat un grătar de pe balconul unui bloc aflat la etajul 8. Obiectul metalic a căzut pe o mașină parcată lângă bloc. Patru tineri au încins jarul într-un grătar improvizat pe un balcon aflat la etajul 8, iar obiectul metalic a căzut pe o mașină parcată lângă imobil. Incidentul s-a produs în municipiul Focșani. Petrecerea a fost observată de un echipaj de jandarmi aflat în patrulare. Cu puțin timp înainte ca aceștia să intervină, petrecăreții au scăpat grilul de la balcon. Obiectul metalic a făcut țândări luneta unui autoturism parcat în zonă. Din fericire, în zonă nu se afla nicio persoană. Jandarmii l-au amendat pe unul dintre petrecăreți cu 200 de lei și au întocmit actele de sesizare a organelor de urmărire penală. Duminică seară, în jurul orelor 19, un echipaj de jandarmerie aflat într-o misiune de ordine publică a observat în balconul unui bloc de pe Bulevardul Unirii din municipiul Focșani un grup de 4 persoane ce ascultau muzică la intensitate mare. În momentul în care echipajul de jandarmi se pregătea să intervină, unul dintre tineri a scăpat un grill metalic de la balcon, obiect ce în cădere a spart luneta unui autoturism aflat în parcare. Au transmis reprezentanții jandarmeriei Vrancea, notează Jurnal de Vrancea. La fața locului și-a făcut apariția unul dintre tinerii petrecăreți, care a recunoscut că este grillul său și l-a scăpat din greșeală de la balconul apartamentului. Jandarmii l-au sancționat pe bărbat cu amendă în quantum de 200 de lei pentru tulburarea liniștii locuitorilor prin produce era de zgomote cu orice aparat și i-au întocmit actele de sesizare a organelor de urmărire penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere, au mai transmis reprezentanții IJJ Vrancea.